Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă roșie sau albastră, albastră sau roșie, la dorința dumneavoastră. Cum am zis, ceaștele sunt în general. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, scumpii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre, sunt foarte fericită de susținerea voastră, de timpul acordat, dragii mei, vă mulțumesc la toți din suflet. Ce vreau să vă dau astăzi? Dacă aveți de noroc, nevoie de noroc, aveți de făcut un lucru, aveți o judecată sau doriți să aveți noroc în dragoste, să ai ceva, nu contează, ai de făcut un lucru și dorești în acel lucru să ai noroc să vă meargă bine, ce trebuie să faceți? Nu contează culoarea, desenezi pe mâna ta oriunde ca să nu se vadă. Și eu v-am desenat așa ca să puteți vedea liber, desenați un trifoi, dragii mei, și să știți că acest trifoi o să vă poarte noroc toată ziua. La care lucru aveți de făcut și aveți nevoie, poate să fie de la un examen, poate să dați la carnetul de conducere, nu contează ce lucru ai de făcut în ziua aceea, acest trifoi îl desenez pe picior, pe mâna ta, nu contează, ca să nu se vadă și zici într-așa fel, activezi trifoiul ca astăzi să am noroc în acel lucru care ai de făcut tu în ziua aceea, dragii mei, să știți, și o să vedeți ce bine o să vă meargă. Acest trifoi o să vă aducă noroc, să știți, acest lucru este foarte simplu, eu îl fac de multe ori când am de făcut un lucru și într-adevăr poartă noroc, să știți, acest lucru. Puteți să cumpărați și lănțișor cu trifoi. Să fie și lănțișor, poate să fie și brățară, poate să fie și inel dacă doriți toată vremea să-l purtați și să aveți noroc. Dar dacă nu aveți posibilitatea să cumpărați acest obiect, desenați așa pe mână, pe picior, nu contează, acest trifoi să se lipească de pielea voastră și o să vedeți că în ziua aceea veți avea noroc, scumpii mei, să știți. Haideți să deschidem să vedem ce ne zic ceștele noastre pentru următoarele zile. Să dea Domnul să fie totul bine. Vom deschide prima ceașcă. Asta este prima ceașcă. Of, Doamne! Ce-i cu aceasta aici, dragii mei? Vă arăt și vouă. După cum vedeți, este un purcel, dragii mei. Vedeți foarte bine acest purcel. Asta ce înseamnă? Și la acest purcel este o femeie. Această persoană v-a făcut deasupra cărnii de purcel sau ceva vrajă deasupra purcelului. Mai știu eu, poate că v-a otrăvit un purcel, ceva. Nu contează, dar uitați-vă ce bine a ieșit acest purcel. A ieșit foarte, foarte bine și asta vă arată că aveți vrăși deasupra, pentru că multe persoane fac deasupra porcului carne, poate să fie altceva sau așa lumea să vă vadă urâte, să vă vadă urât, să nu vă meargă bine ceva, aveți o vrajă de purcel, dragii mei, în, deasupra voastră, să știți, uitați, v-a ieșit foarte, foarte bine acest purcel și vă arată că o femeie v-a făcut vrăj și o să, cum am zis, poate să fie un soare de porc, poate să fie carne de porc, poate să fie altceva voi. Acea vrajă ați mâncat-o împreună cu familia voastră, să știți, de aia nu vă merge bine, fie financiar, fie dragoste, fie în casa voastră, dragii mei, de multe ori așa vă merge totul pe dos, asta este din cauza acestei vrăji, să știți, scumpii mei, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe persoane care se folosesc de așa vrăji urâte, să știți, și asta de a nu aveți noroc în viața voastră, să știți. Uitați-vă, aici este o pereche de pantaloni albi, să știți că acești pantaloni albi poate să fie cineva v-a dat cadou sau cineva ceva v-a făcut deasupra, această vrajă deasupra unor pantaloni, dragii mei, să știți acest lucru și de aia nu vă merge bine să știți acest lucru, într-adevăr nu doream să fie așa ceva, dar cu părere de rău asta a arătat ceașcă, să știți, scumpii mei. Uitați-vă, în mijlocul casei voastre să știți că este un avion, dragii mei. O să plecați undeva departe sau de departe poate să vă vină niște oaspeți în casa voastră și într-adevăr acești oaspeți pe voi o să vă bucure foarte mult. Poate să fie copiii voștri, poate să fie altcineva sau poate să plecați voi lângă copiii voștri, lângă nepoții voștri undeva departe
și asta pe voi o să vă bucure foarte, foarte mult. Uitați-vă, aici este o mătură. Voi cu această mătură o să găsiți acele vrăji pe care le aveți în viața voastră, dragii mei. Voi când o să faceți ordine în casă, când o să vă măturați casă, să știți că acea vrajă o să o găsiți, dar vă rog frumos, v-am mai spus și vă mai spun, dragii mei, când găsiți vrăji, poate să fie păr, poate să fie cuie, poate să fie diferite vrăji sunt, dragii mei, niciodată nu le atingeți cu mâinile goale, toată vremea îmbrăcați mănuși pe mâna voastră, apoi luați acea vrajă și o ardeți. Și când ardeți acea vrajă, ziceți într-așa fel, de deasupra mea, din casa mea, de pe familia mea, toate vrăjile să ardă cu acest foc, cine a făcut să se întoarcă înapoi la ea sau la el, cine a mai făcut acea vrajă? Și dacă vei atinge cu mâna goală, să știți că acea vrajă va trece direct în pielea voastră, să știți acest lucru, dar niciodată să nu le luați cu mâna goală, mereu să îmbrăcați mănuși, dragii mei, să știți. V-am mai spus și vă reamintesc ca să știți. Litera A, D, O, S și N. Persoanele care sunteți cu aceste litere, să știți că pentru voi se începe o perioadă nouă în dragoste. Dacă sunteți căsătoriți, să știți că dragostea voastră o să înflorească, o să înmugurească, dar dacă nu ai dragoste, în orice moment poate să iasă în calea ta acea persoană pe care să ai o relație frumoasă și într-adevăr, o să aveți noroc în dragoste aceste persoane care aveți aceste litere în nume sau prenume. Aici este un, cum să zic, cămilă, dragii mei. Să știți că această cămilă vă arată că în timpul următor o să aveți noroc. Să știți că acest noroc este, va fi noroc financiar, poate să fie în muncă, în carieră, financiar, o să vă meargă foarte bine pentru că această cămilă s-a ridicat în picioare și vine deja lângă voi. Poate să vă cumpărați o casă, pentru că aici văd un acoperiș și această casă o să o cumpărați sau poate să vă mutați în altă casă, să faceți schimbare de casă, o altă casă în chirie și asta o să fie bine pentru voi, că o să deschideți o pagină nouă în viața voastră și asta pentru voi o să fie foarte bine, să știți. Să știți că aici este o persoană care mereu se roagă pentru voi, poate să fie mama voastră, poate să fiți voi, vă rugați mereu și vă duceți chiar și la biserică, aprindeți lumânări, vă rugați pentru familia voastră, pentru copiii voștri și să știți că aceste rugăciuni o să se împlinească. Aceste rugăciuni să știți că o să fie de folos pentru voi sau acea persoană care se roagă pentru voi, rugăciunile ei se vor împlini și într-adevăr cu rugăciunile aceste persoane voi stați în picioare pentru că această persoană într-adevăr când se roagă toate rugăciunile se împlinesc și asta voi vă folosiți de rugăciunile acestei persoane și vă merge bine cu ajutorul acestei femei, să știți. Cu sănătate, aveți grijă de durere de inimă, poate că să aveți înțepături în inimă, poate că sunteți bolnavi cu inima, bărbat, femeie, nu contează, poate că să treceți printr-o vindecare sau chiar ați avut o operație la inimă, aveți probleme cu inima mai pe scurt și asta vă zice ceașca că să fiți calmi, să nu vă enervați pentru că voi că vă enervați și vă scârbiți, atunci inima voastră se iarăși începe să vă doară și aveți probleme cu această inimă. Trebuie să fiți mai mult calmi și să nu vă enervați, dragii mei, să știți. În casa voastră mai sunt încă neînțelegeri, mai sunt încă lacrimi, dar să știți că și aceste lacrimi și aceste neînțelegeri vor pleca din casa voastră și o să răsuflați ușor, dragii mei, dar cu părere de rău, uitați-vă, acest purcel ceva aveți vrăj deasupra voastră, dragii mei, să știți acest lucru, poate că să fie undeva un soare unsă pe perete, pe ușă, pe undeva, fiți atenți, dragii mei, pentru că asta vă arată ceașca că aveți vrăj deasupra voastră. Uitați-vă, aici este o lună. Această lună vă arată că când este lună plină, într-adevăr, aveți mai mult noroc, dragii mei. Când aveți lună plină, așa de parcă vă simțiți mai energici, vă simțiți mai bine, pentru că luna plină toată vremea pe voi vă ușurează. Aici sunteți voi care mereu vă rugați, v-am zis că vă rugați mereu și sau cineva se roagă pentru voi. Și să știți că rugăciunile acestei persoane mereu au efect deasupra voastră, dragii mei, să știți că
se roagă de bine pentru voi și aceste rugăciuni au efecte asupra voastră. Să vedem și numărul 2. Cineva zice? Asta este numărul 2. Arăți vouă ca să vedeți. Arăți vouă. Dragii mei, uitați-vă, aici este un bărbat. Acest bărbat a luat fotografia voastră în mâinile voastre, în mâinile lui, și să știți că privește fotografia voastră. Sau poate că de la telefon privește fotografia voastră, sau poate că te urmărește prin internet acest bărbat, să știți acest lucru, și mereu se privește fotografia voastră. Acest bărbat este îndrăgostit de voi și voi nu știți. Dar într-o bună zi acest bărbat va ieși în calea voastră și o să vă declareze această dragoste, pentru că acum voi nu-l cunoașteți pe acest bărbat, dar într-o bună zi o să iasă în calea voastră, să știți. Acest bărbat poate că v-a văzut prin internet sau poate că îl cunoașteți, dar încă nu ați avut așa o discuție serioasă cu acest bărbat. Poate că ați făcut cunoștință așa, bună ziua, bună ziua, și nu ați intrat într-o discuție serioasă și acest bărbat s-a îndrăgostit de voi și acest bărbat a căutat prin internet, v-a căutat prin internet cine sunteți, cum sunteți, și acest bărbat, să știți că s-a îndrăgostit de voi și mereu privește fotografia voastră. Într-o bună zi acest bărbat o să iasă în calea voastră și o să vă declareze dragostea, pentru că într-adevăr este un bărbat foarte bun și vă iubește pe de ascuns. Acum este, este frică să vă spună, dar să știți că cu timpul o să vină și o să vă declareze dragostea față de voi. Uitați-vă, aici este cifra 5 și cifra 1. Persoanele de la 51 de ani în sus, bărbat, femeie, nu contează, să știți că și pentru voi se deschide norocul în dragoste. O să găsiți și voi o persoană care să vă puneți capul pe umărul ei sau lui și o să vă refaceți dragostea. Persoanele care sunteți de la 51 de ani în sus, scumpii mei, să știți, bărbat, femeie, nu contează, să știți că și pentru voi se deschide dragostea și o să vă găsiți și voi ursitul sau ursita, să știți acest lucru. Pentru că asta vă arată ceașca, persoanele care sunteți de la 51 de ani în sus. Uitați-vă, dragii mei, aici sunt două inele. Să știți că aceste inele sunt două inele de căsătorie. Să știți că anul acesta poate să vă căsătoriți sau anul acesta să vă ceară în căsătorie. Anul acesta să vă logodiți. Să știți că pentru multe persoane anul acesta o să fie cu noroc pentru a se căsători, pentru a vă ieși dragostea în calea voastră, pentru a se, a vă logodi, să știți că o să aveți noroc în dragoste. Pentru multe persoane o să vă bată dragostea la ușă și o să vă găsiți ursitul, ursita. Într-adevăr, o să fiți fericiți sau fericite, pentru că pentru multe persoane o să aveți noroc. Aici este o seceră, dragii mei, dacă nu mă greșesc, așa se zice pe limba română, așa tai iarba cu o seceră, să știți. Și asta ce înseamnă? Voi adunați banii cu mâna voastră, voi singuri munciți, voi faceți totul pentru voi și să știți că ați muncit, ați muncit, dar nu ați cules acele roade de ani de zile și să știți că de acum încolo acele roade le vei culege, pentru că într-adevăr aveți nevoie de aceste roade. Aceste roade ce sunt? Bani. Să știți că acei bani o să treacă în mâinile voastre de care aveți nevoie. Aveți nevoie de a cumpăra o casă, pentru că asta văd că aveți nevoie de o casă, doriți cuibul vostru, doriți casa voastră și să știți că acest vis pentru voi se va împlini. Voi adunați de ani de zile banii pentru a vă cumpăra o casă. Ziceți că să am o casă mică, dar să fie cuibul meu, să știți că o să cumpărați o casă mare. Voi doriți mică, dar să știți că acea casă o să fie o casă mare și într-adevăr o să cumperi cuibul tău, pentru că toată vremea ai visat la o căsuță mică, toată vremea ați visat la casa voastră și să știți că acest vis se va împlini anul acesta pentru voi, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că adunați, adunați, adunați și să știți că până la urmă tot ce ai adunat o să fie cu folos pentru voi, să știți. Sunt foarte multe uși deschise în fața voastră. Dragoste,
muncă, carieră, afacere, tot ce este visurile voastre pe care le-ați plănuit, visurile pe care aveți de făcut. Pentru copiii voștri, pentru familia voastră, pentru voi, poate doriți să deschideți o afacere, să vă căsătoriți sau să vă căsătoriți copiii sau să găsiți un loc de muncă sau copiii voștri să găsească un loc de muncă, să știți că toate ușile sunt deschise pentru voi, dragii mei. Anul acesta sau în următoarele luni, să știți că în această toamnă o să găsiți și de muncă, o să vă găsiți și ursitul sau ursita. Și pentru copiii voștri o să fie vești minunate, dragii mei, să știți, pentru că, într-adevăr, ceașca arată zile frumoase pentru viitorul vostru, să știți. Aici este o steluță, dragii mei, să știți că această steluță voi o țineți în mâinile voastre și asta ce înseamnă? De parcă ai luat un licurici, așa, o stea în mâna ta și voi singuri vă luminați drumul vostru spre viața voastră, spre viitorul vostru și asta să știți că această steluță care voi o țineți în mâna voastră și vă luminează drumul și vă luminează viața, asta înseamnă că de la cineva o să primiți un ajutor și această persoană o să vă lumineze viața, o să vă lumineze drumul, o să vă îndrume la lucruri bune și cu ajutorul acestei persoane o să reușiți să faceți toate lucrurile pe care le aveți de făcut în viața voastră, să știți. Cu ajutorul unei persoane o să ajungi la toate visurile pe care tu le-ai visat să le faci pentru tine. Cum am zis, carieră, afacere, ceva în legătură cu acest lucru, să știți că această persoană o să vă ajute și o să deschideți afacerea voastră, o să găsiți loc de muncă, totul va fi de partea voastră, așa cum ați visat, așa cum ați dorit să știți acest lucru. Persoanele care ați ales numărul 2, cu sănătate, aveți grijă de durerile de ochi, pentru că asta văd că veți avea dureri de ochi. Poate să fie o infecție, poate că aveți probleme cu ochii, cu vederea și asta vă arată că o să aveți cu sănătatea probleme cu ochii voștri, să știți acest lucru. În casa voastră să știți că o să fie puțină ceartă. De ce? Din cauza unor bârfe o să aveți o ceartă în casa voastră, dar să știți că această ceartă nu se va mări, o să fie o ceartă scurtă, dar să știți că această ceartă cât de scurtă va fi, dar o să vi se frângă inima pentru că o să auziți foarte multe bârfe pe nedreptate din cauza rudelor voastre, să știți că și aceste rude vor umplea capul soțului vostru cu multe vorbe neplăcute și soțul vostru o să vină acasă așa și o să certați cu el. Și, dar să știți că o să fie de scurtă durată, stați liniștiți că nu se va mări această ceartă, dar din păcate soțul vostru ascultă rudele voastre, ascultă pe ceilalți, dar nu pe tine și asta pe voi vă supără foarte mult, dragii mei, să știți. Să dea Domnul să fie bine. Și aici este un fir de ață, dragii mei, câteodată v-ați plictisit de viață. Câteodată zice, știți cum este acea vorbă, viață, viață legată cu ață, așa voi câteodată sunteți triști și câteodată așa de mult v-ați plictisit de viață, dar vreau să vă zic să vă ridicați în picioare pentru că viața este frumoasă, trăiești-o cât te țin picioarele și cât ești sănătos sau sănătoasă, că viața este frumoasă, dragii mei, să știți, pentru că într-adevăr așa vă simțiți plictisiți de viață și cu acest fir de ață, voi ziceți că să se ducă se până se arupe ața. Unde se va rupe ața, am să mă termin și eu, dar să știți că ața voastră este lungă, o să fie de lungă durată, o să trăiți mulți ani înainte, o să fiți cu o viață lungă, dragii mei, dar este nevoit să vă ridicați în picioare, să gândiți pozitiv și o să vedeți că viața într-adevăr este frumoasă, dragii mei, să știți. Așa, scumpii mei. Asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Dacă nu sunteți abonați, abonează-te, deschide clopoțelul ca să fii la curent de toate videourile pe care le fac pentru voi și nu veți regreta, dragii mei, să știți. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!